Hristos a înviat. Bună ziua și Hristos a înviat. Numele meu este Vasile Lupulescu, sunt profesor la Universitatea Constantin Brâncuș, disciplina matematică. Astăzi aș dori să vă vorbesc despre câteva personalități care au schimbat fața secolului 20, având un impact deosebit în cercetarea științifică din diferite domenii, precum matematica, informatica, biologia, filozofie și chiar ceea ce privește zborurile cosmice. Prima personalitate pe care aș dori să vă prezint este Alan Turing. Alan Turing s-a născut la Londra pe 23 iunie 1912 și a decedat pe 7 iunie 1954. Alan Turing a fost una dintre cele mai luminate minți ale secolului 20, fiind renumit pentru o serie de descoperiri științifice care au modificat cursul secolului trecut. Descoperirile lui au acoperit o serie de domenii științifice, dintre care amintim matematica, logica, criptologia, informatica, filozofia și biologia. Printre altele, Alan Turing a fost și un maratonist celebru la vremea sa, un alergător de cursă lungă. Ar trebui să înțelegeți din prezentarea mea că este vorba aici și despre o lecție de toleranță și diversitate. Pentru că Turing a fost autist și homosexual. De fapt, din această cauză, datorită deviației sale sexuale, el a avut probleme pentru că în acel timp în Anglia homosexualitatea era pedepsită, el a suportat un tratament de castrare chimică, dar în ziua din 7 iunie 1954 el s-a sinucis cu cianură. De aceea, cred că este bine să gândim foarte bine când judecăm un om pentru culoarea sa sau pentru orientările sale sexuale. Și pentru că ideea este de a vedea, de a remarca ce este bun în acel oameni, de a remarca inteligența lor deosebită și ceea ce pot aduce ei pentru societate. Turing a absolvit King College în 1934 și a fost doctorand și și-a dat doctoratul în 1938 la Universitatea Princeton. A fost un elev precoce, pentru că încă de la 16 ani el rezolva probleme avansate de analiză matematică și chiar la acea vârstă a început să citească lucrările lui Einstein, pe care le-a înțeles în totalitate și mai mult, a dedus îndoielile lui Einstein în legătură cu legile mișcării ale lui Newton. Printre altele, Alan Turing a fost și un ateu. Ateu și își
și a exprimat această poziție a lui, crezând, afirmând că toate fenomenele, inclusiv activitatea creierului uman, sunt de natură materială. Dar cu toate acestea, el credea că spiritul sufletului trăiește veșnic. Acum, câteva din realizările remarcabile ale lui Turing. Probabil că cea mai faimoasă și cunoscută realizare a lui Turing a fost contribuția sa la descifrarea codurilor de comunicare folosite de germani în al doilea război mondial. Germanii foloseau pentru codificarea mesajelor o mașină electromecanică numită Enigma, pentru a cripta mesajele secrete din timpul războiului. Pentru decriptarea acestor mesaje, Turing, împreună cu un criptograf și un inginer electronist, creează în 1940 primul calculator electronic din lume, cunoscut sub numele de Turing Welcome Bomb. Este o mașină, deci, electromagnetică cu ajutorul electromecanică cu ajutorul căreia s-au descifrat mesajele codificate cu ajutorul sau mesajele Enigma, cum sunt cunoscute ele. Fără aportul lui Turing în informatică, de fapt el este considerat fondatorul informaticii și inteligenței artificiale. El a avut o contribuție remarcabilă la apariția primelor calculatoare și a primelor programe pentru calculator. În 1936 creează un model matematic de calcul care definește o mașină abstractă, care modelează simboluri conform unui tabel de reguli. Acest model matematic abstract este cunoscut sub numele de mașină Turing. După război, Turing a lucrat la Laboratorul Național de Fizică, unde a proiectat unele din primele computere controlate de un soft. Iar în 1948 a început la laboratorul de calcul Max Newman de la Universitatea din Manchester, unde a participat la crearea calculatorului Manchester Mark I. Din 1952 până la moartea sa în 1954, Turing a lucrat în biologia matematică. A scris un articol intitulat Bazele chimice ale morfogenezei în 1952, în care și-a prezentat ipoteza formării tiparelor. Teoriile sale au fost dovedite mai întâi prin experiență practică, mai bine de 60 de ani de la moartea sa. Ideea lui, în această problema a bazele chimiei ale morfogenezei, principalul interes al lui Turing a fost să înțeleagă creșterea frunzelor de la plante și a conexiunii acestei dezvoltări a frunzelor plantelor cu numerele Fibonacci în structura plantelor. El a folosit ecuații de difuzie a reacțiilor chimice care sunt centrate în câmpul de formare a modelului. Și de fapt, în 1992, făcându-se experiențe de laborator pe șoareci, s-a constatat că îndepărtarea genelor HOX determină o creștere, într-un fel necontrolată, a degetelor de la mâini și de la picioare la
la șoareci, demonstrând astfel că dezvoltarea mâinilor este controlată de un mecanism Turing. Acum, a existat în Anglia o mișcare a unor oameni de știință și o petiție înaintată guvernului britanic în 1912 pentru reabilitarea și grațierea lui Turing pentru faptele prevăzute în secțiunea 11 a legii privind modificarea legii penale din 1885, pentru care el a fost condamnat la 31 martie 1952. În urma acestei petiții, care a fost dezbătută în Camera Lorzilor, în 2014, regina Elisabeta II îl grațiază pe Alan Turing de faptele pentru care fusese condamnat. Următoarea personalitate care vreau să vă prezint se numește Creola Catherine Johnson. Este o matematiciană de culoare născută în Statele Unite, născută Coleman, născută la 26 august 1918 și a decedat anul trecut pe 24 februarie la venerabila vârstă de 102 ani. Ea și-a avut multe dificultăți pentru a-și face studiile datorită segregației existente în acea perioadă în Statele Unite, în care negri cu greu aveau acces la studii. Cu toate acestea, ea a obținut la 18 ani o licență în matematică și franceză. Și a fost prima matematiciană care a lucrat la NASA pentru a calcula orbitele de lansare a sateliților americani. Acum, lucrările lui Catherine Johnson au inclus calcularea traiectoriilor, ferestrelor de lansare și căilor de întoarcere de urgență pentru zborurile spațiale de la proiectul Mercury, inclusiv pentru astronauții Alan Shepard, primul american care a zburat în spațiu, și John Glenn, primul american care a zburat pe orbită. Și de asemenea, ea a lucrat pentru modulul lunar Apollo, calculând traiectoriile de zbor către Lună. Calculele ei au fost de asemenea esențiale pentru începutul programului navetei spațiale și a lucrat la planurile pentru o misiune pe Marte. Din 1958 până la pensionarea sa în 1986, Johnson a lucrat ca tehnolog aerospațial, mutându-se pe parcursul carierei sale la filiala de control a navetelor spațiale. Ea a calculat traiectoria zborului spațial din 5 mai 1961 a lui Alan Shepard. A calculat de asemenea fereastra de lansare a misiunii Mercury din 1961. Ea a trasat diagramele de navigație de rezervă pentru astronauți în cazul de defecțiuni electronice.
Aici este interesant că când NASA a folosit primele computere electronice pentru a calcula orbita lui John Glenn în jurul Pământului, oficialii au chemat-o pe Katherine Johnson pentru a reface aceste calcule, pentru că nu aveau încredere în calculele făcute de primul calculator electronic. De fapt, este celebru faptul că Alan Glenn a și refuzat să zboare până Katherine Johnson nu reface aceste calcule. De asemenea, Katherine Johnson a ajutat la calcularea traiectoriei zborului Apollo 11 către Lună în 1969. Și de asemenea, ea a calculat și traiectoria de întoarcere a modulului Apollo și unde va ateriza acest modul. Acum, de aceea am ținut să amintesc de Katherine Johnson, pentru că fără aportul ei, zborurile spațiale americane probabil ar fi întârziat foarte mult. De aceea, cei de la NASA recunosc rolul său istoric ca una dintre primele femei afroamericane care a lucrat ca om de știință la NASA. O altă personalitate de care aș dori să vă vorbesc este John Frobes Nash Jr. Nash s-a născut la 13 iunie 1928 și a decedat la 23 mai 2015. El a decedat împreună cu soția sa într-un accident de mașină în timp ce se întorceau de la aeroport spre casă în urma unei vizite făcute în Norvegia. John Nash este una din cele mai remarcabile personalități ale secolului 20, cu contribuții fundamentale la teoria jocurilor, geometria diferențială și a ecuațiilor diferențiale cu derivate parțiale. Munca lui Nash a oferit o perspectivă asupra factorilor care guvernează șansa și luarea deciziilor în cadrul sistemelor complexe întâlnite în viața de zi cu zi. Teoriile sale sunt utilizate pe scară largă în economie și pentru aceste contribuții la teoria jocurilor, care au aplicații în domeniul economic, el a primit în 1994 Premiul Nobel pentru Economie. De fapt, nu știu dacă se știe, dar Premiul Nobel nu este oferit matematicienilor. Un premiu echivalent Premiului Nobel pentru matematicieni este Premiul Abel. Nu se știu circumstanțele sau care a fost ideea lui
Nobel, inventatorul dinamitei, pentru a nu acorda acest premiu și matematicilor, matematicienilor. În schimb, foarte mulți matematicieni au câștigat premiul Nobel pentru economie, datorită modelelor matematice pe care le-au creat și dezvoltat pentru studiul fenomenelor economice. Bine, deci în legătură cu neacordarea premiului Nobel pentru matematici, există destule diverse povești care nu au bază reală. Una din cele mai vehiculate legende, să zic așa, este că soția lui Nobel, da, ar fi fost amanta unui matematician suedez numit Mita Glefer. Mai că povestea nu este adevărată, deoarece Nobel nu a fost căsătorit niciodată. De asemenea, John Nash primește și premiul Abel pentru matematică, echivalentul premiului Nobel, de fapt, în matematică, pentru rezolvarea unei probleme celebre în matematică. Este vorba de a 19-a problemă a lui Hilbert, care se referă la soluțiile unor anumite tipuri de ecuații diferențiale de tip eliptic. El a rezolvat această problemă independent și cu metode diferite față de alt matematician italian, Ennio de Giorgi, care și el a rezolvat această problemă, dar v-am zis pe căi diferite. Această problemă, problema 19 a lui Hilbert, face parte dintr-o listă celebră de probleme nerezolvate în matematică, o listă de 23 de probleme, listă care a fost scris de marele matematician David Hilbert în anul 1900. Unele din aceste probleme au fost rezolvate, unele încă rămân nerezolvate. Pe această listă figurează și celebra problemă a lui Fermat, problemă care a fost rezolvată cu ceva ani în urmă. Această problemă a lui Hilbert, anume problema 19 a lui Hilbert, are legătură, așa cum v-am spus, cu un anumit tip de soluții a unor tipuri de ecuații diferențiale cu derivate parțiale. Bineînțeles că lucrurile sunt destul de complicate și tehnice, încât e dificil de a explica în amănunt despre aceste probleme. Deci, remarcăm două contribuții esențiale ale lui Nash, și anume în teoria jocurilor cu implicații, de fapt teoria jocurilor necooperante, cu aplicații în economie, și
dezvoltarea acestor tehnici care acum sunt cunoscute sub numele de echilibru Nash au fost obținute în 1950 în teza de doctorat a lui Nash. Aici cred că ar trebui să remarcăm că teza de doctorat a lui Nash este cea mai scurtă teză de doctorat care a fost susținută vreodată, având doar 28 de pagini. Dar impactul cercetărilor și rezultatelor în care au fost întinse pe aceste 28 de pagini au avut contribuții esențiale în economie. În legătură cu o altă contribuție, deci o a doua contribuție, am zis, cum v-am spus, a fost rezolvarea problemei a 19-a a lui Hilbert. De asemenea, o contribuție esențială a avut John Nash în cadrul geometriei diferențiale. Și anume, în ceea ce privește problema scufundării spațiilor riemanniene în spațiu euclidian. Era o problemă care fusese care era într-un fel nerezolvată și cam niciun matematician din epoca respectivă nu reușise să facă pași esențiali în acest domeniu. De exemplu, unul din marii fizicieni și matematicieni ai secolului 20, Mihail Gromov, scria despre opera lui Nash astfel. Nash rezolva probleme de matematică clasice, profund dificile, ceva ce nimeni altcineva n-ar fi putut face, nici măcar să-și imagineze cum să o facă. De aceea Nash a descoperit în cursul construcțiilor sale de scufundări izometrice departe de a fi ceva clasic, este ceva ce aduce o modificare dramatică a înțelegerii noastre, a logicii de bază, a analizei și a geometriei diferențiale. Judecând din perspectivă clasică, ceea ce a reușit Nash în lucrările sale este la fel de imposibil de povestit, așa cum este aproape imposibil de povestit povestea vieții sale. El a deschis o nouă lume a matematicii care se întinde în fața ochilor noștri în direcții încă necunoscute și încă care așteaptă să fie exploatate, să zicem așa, sau dezvoltate. Din păcate, activitatea de cercetare științifică a lui Nash a fost destul de scurtă, de 9 ani. Pentru că, începând din 1959, Nash a început să dea semne clare de boală mentală. Și a petrecut câțiva ani la spitalele de psihiatrie, fiind tratat pentru schizofrenie. De fapt, poate mulți dintre telespectatori își amintesc că a fost făcut și un film despre viața lui Nash, Beautiful Minds, se numește acest film. Și
un film despre activitatea și viața lui, lui Neș. El și-a petrecut o mare parte, o lungă perioadă prin spitale, începând din 1959. Numai că Neș, având unul din cele mai mari IQ-uri din lume, fiind de o inteligență sclipitoare, a reușit într-un fel să stăpânească singur această boală numită schizofrenie. Pentru că, de fapt, această boală de schizofrenie reprezintă un fel de dedublare a personalității individului. Și avea diferite viziuni, de exemplu, credea că toți oamenii care poartă cravate roșii făceau parte dintr-o conspirație comunistă împotriva lui. A trimis, scrisori către ambasadele de la Washington, declarând că înființează un nou guvern. Și, de fapt, în 1959, când a vrut să prezinte la Congresul Asociației Americanilor un articol despre ipoteza lui Riemann, atunci colegii lui au remarcat că este incoerent și că explicațiile sale sunt de neînțeles. În anii 80, totuși, el a fost reprimit la Princeton ca cercetător, deci a reușit să-și stăpânească boala, să-și o autostăpânească, dacă vreți să spunem altfel. Da, la fel ca și ceilalți, ca și alte personalități, John Nash a fost un copil precoce. El, de fapt, inițial s-a început să studieze în chimie, numai că pe urmă a trecut în studiu matematic și la vârsta de 19 ani, el obținând concomitent licența și masterul în matematică și științe. Contribuția lui Neș în domeniul economiei este esențială în ceea ce privește, de exemplu, echilibrele din domeniul economic, diferite echilibre, în domeniul monetar, în domeniul circulației mărfurilor, în domeniul cererii și ofertei. Ele toate se bazează pe acest echilibru al lui Neș. Așa cum v-am spus, el a decedat pe 23 mai 2015 când într-un accident de mașină. Deci, dacă recapitulăm, deci Neș a obținut doctoratul în 1950 cu o dizertație de 28 de pagini despre jocurile necooperante.
teza a fost scrisă sub supravegherea unui alt celebru matematician, Albert Tucker, și conținea definiția și proprietățile echilibrului Nash, cum a fost el numit ulterior, un concept crucial în jocurile necooperante. Și pe baza acestor cercetări, în 1994, lui Nash s-a oferit premiul Nobel pentru științe economice. În geometria diferențială există teorema de scufundare a lui Nash, o lucrare publicată în 1952, care a revoluționat zona geometriei algebrice reale. Și rezultatul obținut includea și teorema de scufundare a lui Nash, care arată că fiecare varietate riemanniană abstractă poate fi realizată izometric ca o subvarietate a spațiului euclidian, deci a spațiului ambient. Da. În domeniul ecuațiilor cu derivate parțiale, el a rezolvat a 19-a problemă a lui Hilbert. Bineînțeles că în 1956 el a avut o dezamăgire, a suferit o gravă dezamăgire, aflând că doar cu o lună înainte de George publicase un rezultat similar, dar s-a dovedit că căile și metodele au fost totuși diferite. Dacă pentru asta ar fi obținut și premiul Fields pentru matematică, numai că din păcate nu a fost oferită această medalie Fields pentru matematică, nu a fost oferită celor doi matematicieni. Și nu se știe exact care au fost rațiunile pentru care medalia Fields nu a fost oferită celor doi matematiciani. Iar în încheiere asupra activității lui Nash, în 2011, Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite a declasificat scrisorile scrise de Nash în anii 50, în care propunea o nouă mașină de criptare-decriptare, și în acest scrisori s-a dedus că Nash anticipase multe din concepțiile de criptografie modernă. Criptografia este o disciplină de descifrare a codurilor. Este exact ceea ce făcuse Alan Turing la timpul lui, dar se pare că Nash a avut și el o contribuție în acest domeniu al criptologiei. Exact aici aș vrea să remarc un lucru, că exact ca și Turing, Nash a publicat foarte puțin. Dar ceea ce a publicat a avut un impact deosebit asupra științei și chiar a tehnologiei, pentru că, de fapt, fără ideile lui Turing, ceea ce ne înconjoară astăzi, computerele, telefoanele, tabletele și așa mai departe, n-ar fi fost posibile fără ideile și aportul lui Turing. Ultima personalitate despre care aș dori să vorbesc este Grigori Perelman, care este contemporan cu noi, s-a născut pe 13 iunie 1966. După cum observați, s-a născut în aceea zi cu John Nash.
s-a născut la Petersburg. Grigori Perelman este un matematician rus cunoscut pentru contribuțiile sale în analiza câmpurilor geometrice și mai clar în analiza fluxului Ricci, geometrie riemanniană și topologie geometrică. În anii 1990, parțial în colaborare cu Burgao și Gromov, el a adus contribuții influente la studiul spațiilor Alexandrov. Sunt niște spații care sunt cunoscute în disciplina matematică numită topologie. În 1994, el a demonstrat o conjunctură numită conjunctura lui Schiger și Gromov în geometria riemanniană, o problemă deschisă care rezistase timp de 20 de ani. În 2002 și 2003, el a dezvoltat noi tehnici în analiza fluxului Ricci, oferind astfel o schiță detaliată a dovezii conjuncturii lui Poincaré și a conjuncturii de geometrizare a lui Thompson, prima dintre acestea fiind o celebră problemă deschisă în matematica secolului trecut. Conjunctura lui Poincaré este o conjunctură care din topologie și ea se referă la sferele tridimensional, din spațiu cu patru dimensiuni, pentru că, de exemplu, sfera obișnuită este un corp bidimensional și el a dovedit că orice sferă închisă în spațiu cu patru dimensiuni care are o buclă este izomorfă sau cu o sferă tridimensională din dimensiune 4, sferă tridimensională. De asemenea, una din contribuțiile lui Perelman a fost rezolvarea ipotezei lui Riemann. Această ipoteză, care a devenit o problemă nerezolvată în matematică, a fost lansată de Bertrand Riemann în 1859. Este o problemă care se referă la distribuția numerelor prime. Mă rog, e destul de complicat să explic efectiv ce înseamnă toate aceste lucruri. Numai că în august în 2006, lui Perelman i s-a oferit medalia Fields pentru contribuțiile sale la geometrie și perspectivele sale revoluționare în structura analitică și geometria fluxului Ricci. Dar a refuzat premiul, afirmând, nu mă interesează banii sau faima, nu vreau să fiu expus ca un animal într-o grădină zoologică. La 22 decembrie 2006, revista științifică Science a recunoscut dovada lui Perelman în legătură cu conjunctura lui Poincaré, drept descoperirea anului, prima astfel de recunoaștere în domeniul matematicii. La 18 martie 2010 a fost anunțat că îndeplinea criteriile pentru a primi premiul Clay Millennium pentru rezolvarea conjuncturii lui Poincaré. Acesta este un premiu de $1,000,000. La 1 iunie 2010,
a respins premiul de $1.000.000, spunând că a considerat nedreaptă decizia Consiliului de Administrație a Institutului Clay, în sensul că contribuția sa la rezolvarea conjuncturii Poincaré nu a fost mai mare decât cea lui Richard Hamilton, matematicianul care a fost pionerul fluxului Ricci parțial cu scopul de a ataca această conjunctură. Anterior, el respinsese și prestigiosul premiu al Societății Europene de Matematică. Reamintim aici că în 1982, ca membru al echipei Uniunii Sovietice care concura la Olimpiada Internațională de Matematică, o competiție internațională pentru elevii de liceu, a câștigat medalia de aur obținând un scor perfect, adică un scor de 40 de puncte. Numai că Perelman a renunțat la poziția sa didactică și de cercetare de la Institutul Setclov în decembrie 2005. Așa, se spune că prietenii se au declarat că în prezent consideră matematica un subiect dureros de discutat. Până în 2010, unii chiar au spus că a abandonat în totalitate matematica. Perelman este citat într-un articol publicat în 2011 în New Yorker, spunând că a fost dezamăgit de standardele etice din domeniul matematicii. Articolul sugerează că Perelman se referea în special la presupusele eforturi al unui alt medaliat Fields, un chinez, pentru a minimiza rolul lui Perelman în rezolvarea conjuncturii lui Poincaré. El spunea, nu pot spune că sunt revoltat, alți oameni fac mai rău. Desigur, există mulți matematicieni care sunt mult sau mai puțin cinstiți, dar aproape toți sunt conformiști. Sunt sau mai mult sau mai puțin cinstiți, dar tolerează pe cei care nu sunt cinstiți. Da, deci cu asta a fost... Acestea au fost personalitățile deosebite care am vrut să vi le prezint în această prelegere. Și aici avem multe de învățat în ceea ce privește, de exemplu, cinstea și onestitatea lui Perelman, învingerea dificultăților sociale în ceea ce privește pe Katherine Johnson, învingerea unei boli mentale deosebit de gravă a lui, cum a procedat Nash, și altfel și de asemenea toleranța față de semenii noștri, așa cum englezii prin legile în vigoare la timpul respectiv l-au condamnat pe Alan Turing. Dar eu vă mulțumesc pentru atenție și sper că cu altă ocazie am să vă pot prezenta și alte alte personalități necunoscute publicului larg, dar care au dus contribuții importante în știință, în tehnică, în dezvoltarea tehnologiilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Bună ziua! Rămâi pe EMI TV, casa cântecului popular românesc.